Bună ziua, stimați privitori! Deci sunt la o conferință de presă în care vreau să anunț câteva lucruri în legătură cu un eveniment destul de prost care s-a întâmplat pe data de 29 aprilie, eveniment despre care am vorbit eu într-o postare pe rețele de socializare și eveniment care a fost larg răspândit de portalurile de presă din Republica Moldova după ce Ministerul de Interne a dat un comunicat. Așadar, la data de 29 aprilie, la orele 15:04, fiul meu avea parcată mașina pe strada Alexandru Alexandrii, lângă Ministerul de Interne, pe stradă cu un singur sens. Mașina era parcată la distanța de 15 metri, mai mult de 15 metri de la intersecție. Spun detaliile astea pentru că mașina fiului meu era parcată regulamentar. Ca să fie foarte clar de la bun început, există și o decizie judecătorească în acest sens a unui cetățean care a câștigat într-un caz similar după ce parcase mașina acolo. Iar avocații lui Roman îi spun foarte clar că amenda pe care el n-a plătit-o, este singura amendă pe care el n-a plătit-o atunci când l-a sechestrat poliția, deci va fi contestată și el va avea câștig de cauză. Așa sau altfel. Din toată chestia asta nu ieșea nimic absolut dacă nu se întâlnea cu numitul Viorel Cernăuțean, care este șef al IGP, al Poliției din Republica Moldova, care l-a agresat verbal, deci, și i-a spus că din momentul ăsta el are probleme. Fiul meu nu avea nicio problemă la acel moment. Fiul meu este un om de afaceri, fiul meu avea o sumedenie de probleme la birou. După ce el a plecat de acolo, a fost sechestrat de 3 mașini de poliție care l-au blocat în trafic, l-au dus la o secție de poliție sau cum se mai numește centrul de monitorizare a traficului și nu am puțin timp ca să mai citesc toate, am spus în altă video unde l-au dus și l-au ținut sechestrat practic 2 sau 3 ore, adică acum, deci timp din timpul lui de afaceri, din tot absolut, iar eu ca și tată i-am recomandat să îndeplinească toate cerințele lor din teamă să nu fie reținut. Pentru că atunci când un demnitar cu funcție publică pornește o asemenea acțiune împotriva unui simplu cetățean, trebuie să știți că asupra acestui simplu cetățean vine ca o avalanșă, o întreagă masă de petroaie în capul lui. Deci eu, la modul real, am fost șocat de ceea ce s-a întâmplat și am crezut că el poate fi reținut. Pentru că vreau să vă spun că de ceea ce am cules după asta au fost mult mai multe abuzuri și din cauza lui Cernăuțean și din cauza lui Recean. Deci astăzi fiul meu, Roman Mocanu, formulează împreună cu avocatul lui o cerere penală împotriva numitului Viorel Cernăuțeanu. Deci mâine dimineață, la prima oră, la Procuratura Anticorupției va fi depusă o cerere penală pentru abuz în serviciu a unei persoane cu demnitate publică pe nume Viorel Cernăuțeanu. Eu vă amintesc dumneavoastră, celor care mă urmăriți, că eu nu prima dată fac asemenea lucruri. Eu am intervenit întotdeauna când au fost nedreptățiți cetățeni, nu numai fiul meu. În 2013, în august 2013, eu am făcut și presa a răspândit pe larg, atunci presa era de partea cetățenilor. Imediat o să vorbesc și despre presă. Deci presa atunci era de partea cetățenilor și au reflectat pe larg și eu am reușit să-l salvez de dosar penal și de închisoare pe cetățeanul Gheorghe Munteanu, care a avut un conflict în trafic cu procurorul Garaba. Eu la fel l-am căutat pe Garaba atunci să-l opresc de la abuzul de putere care îl săvârșea împotriva acelui cetățean. Eu am intervenit în același an, la distanță de o lună, pentru alți cetățeni care au fost bătuți de un grup criminal în frunte cu procurorul Copteleț atunci. Deci lucrurile astea s-au întâmplat și pe timpul cela al statului capturat. Ceea ce se întâmplă acum este mult mai grav, pentru că atunci, pe timpul statului capturat, cel puțin presa din Republica Moldova era de partea cetățenilor. Eu admit că polițistul Cernăuțeanu putea avea o deformare profesională. Deformarea profesională însemnând că are un nerv deschis atunci când vede în opinia lui o încălcare, acționează cumva peste limitele legale. Admit că el are această deformare profesională, dar de ce presa din Republica Moldova nu are o deformare profesională ca să acționeze peste orice limită în apărarea unui cetățean? Eu asta n-am cum să o înțeleg. Și mai jos o să vorbesc și despre presă.
Acum continui despre acest cetățean pe nume Viorel Cernăuțeanu, care a devenit general și inspector sau șef al Inspectoratului General de Poliție. Deci nu Roman Mocanu a fost parcat neregulamentar. Deci mașina lui Roman Mocanu a fost parcată regulamentar. Așa cum v-am spus, există și o decizie de judecată în acest sens și multe alte cazuri. Deci singurul care parchează neregulamentar în țara asta este Viorel Cernăuțeanu, care și-a parcat nevasta la președinție, și-a parcat interesul lui în business, în afaceri imobiliare, interesul lui la Trușeni, acolo unde este o companie care ridică mașinile prin oraș, și sigur că și-a plasat interesul lui alături de Recean, care îl acoperă în toate nelegiuirile pe care le fac ei. Iar imaginea lui de democrat, care o creează presa în Republica Moldova, te șochează în ce măsură a reușit presa din Republica Moldova să se parcheze alături de această guvernare în tot ce aici face această guvernare. Este incredibil acest fapt. Și eu nu am decât să spun lucrul ăsta în speranța că pe lângă faptul că va fi dat curs acestui dosar penal împotriva abuzului de putere săvârșit de către Viorel Cernăuțean, voi avea măcar posibilitatea să audă instituțiile internaționale care finanțează această presă. Mai revin la Viorel Cernăuțean, pentru că lucrurile sunt legate. Eu fac pe data de 2 mai o postare pe rețele de socializare pe care sigur că nu o observă nimeni. Au observat-o cetățenii care au distribuit-o și așa mai departe. Mă refer la presă. Presa însă observă cu lux de amănunte comunicatul IGP-ului, care îi doldură de falsuri și îl dă fără nicio reținere. Eu am să vă citesc doar câteva titluri din presa de la Chișinău ca să înțelegeți ce poliție politică avem noi în ceea ce ține de această presă zis pro-europeană și cea finanțată din banii europeni. Deci cel puțin 3 publicații din 10 de publicații, haideți să vă citesc câteva dintre ele, ProTV, Unimedia, Ziarul de Gard, Deschide, Jurnal, Realitatea, Ziarul Național, Știri.media, Point, Noi, Autobloc, Telex, IAM și multe altele, care în decurs de 3 ore au publicat și au răspublicat și l-au întors pe toate părțile acest comunicat al lui Cernăuțeanu, a infractorului de fapt. A infractorului, pe cel care noi îl considerăm că a încălcat codul penal, pentru care vom cere să răspundă. Noi știm în ce țară trăim, noi știm ce se poate întâmpla cu dosarul ăsta, dar nu avem încotro decât să acționăm așa. Deci, haideți să vă dau câteva titluri din presa care s-a angajat să ilustruiască imaginea lui Cernăuțean. Ex-președintele partidului Ziarul de Gardă. Ziarul de Gardă, fiți atenți. Deci, apropo, în privința Ziarului de Gardă, în privința ProTV și în privința, cel puțin, a acestor 3 publicații, spun Ziarul de Gardă, ProTV și imediat că îmi scapă un pic și în fine, o să-mi amintesc și o să vă spun. Ziarul de Gardă. Ex-președintele Partidului Republica Unirii, Sergiu Mocanu, care a renunțat recent la funcția de conducere a formațiunii politice pentru a nu-și declara averea, este cel care ar fi încercat să discute cu șeful Inspectoratului General al Poliției, IGP, Viorel Cernăuțeanu, după ce fiul său a parcat neregulamentar, iar mai târziu a plecat de la locul contravenției. Deci, Roman Mocanu trebuia să stea și să aștepte echipajele de poliție în opinia acestor ziariști, acolo unde consideră ei că ar fi fost săvârșită o contravenție. Vă spun încă o dată, un om care era la muncă și care mersese până la o bancă în regiunea aceea și alerga la locul lui de muncă. Trebuia să aștepte, după ce i-o zvâcnit nervul și i-o sucit rânza lui Cernăuțean, trebuia să stea și să aștepte. Dar ce se întâmplase acolo? Ce se întâmplase în locul acela acolo unde el parcase regulamentar? Și nu era nicio cerere de la vreun cetățean că i-ar fi blocat mașina, deși mașinile, o să dovedească în instanță de judecată, că mașinile, de fapt, acele care erau parcate pe trotuar, acele erau parcate neregulamentar. Asta e o dispută, că orașul ăsta e plin de capcane. Deci asta e Ziarul de Gardă. Haideți să vă mai citesc vreun titlu. Tot din Ziarul de Gardă. Tatăl unui șofer care... Bine, asta e altă. Tot de-alor n-am timp pentru asta acum.
Știri.media, tupieu de părinte, l-a sunat pe șeful IGP ca să-și scape fiul de amendă. Ziar Național, am BMW și parchez unde vreau. Deci, eu de ce vă citesc lucrurile astea? Pentru că astea sunt titluri de campanie de presă pentru lustruirea imaginii șefului IGP, care se vorbește în târg, vrea să ajungă ministru de interne. În orice caz, ăsta nu s-a împăcat nicio zi cu alt ministru de interne care stă acolo și ține locul de ministru de interne și care se zice că va fi mutat în alt loc de ministru și ăsta va ajunge ministru de interne. Nu exclud. La câte aturi are el, nu exclud chestia asta. ProTV, fiți atent. Fostul deputat, Sergiu Mocanu, l-a sunat pe șeful IGP ca să-și scoate fiul din probleme. Vă spun încă o dată, fiul meu nu avea probleme. La momentul acela, doar Viorel Cernăuțeanu avea probleme, cu codul penal deja. Iar eu l-am sunat să-l descurajez, să-i cer să oprească abuzul de putere. În situația în care vă dați seama că eu o făceam fără niciun instrument asupra mea de acțiune asupra lui. Vă imaginați cât e de penibilă chestia asta, că eu făceam trafic de influență asupra lui Cernăuțeanu? Sau că eu încercam să aranjez problemele fiului meu? Eu, în fine, imediat. Deci, ProTV, fostul deputat Sergiu Mocanu l-a sunat pe șeful IGP să-și scoată fiul din probleme. Și-a lăsat BMW-ul parcat neregulamentar, ei decid. Iar alte 8 amenzi le avea neachitate. Apropo, cu amenziile neachitate în Chișinău și cu ceea ce face poliția, ceea ce se întâmplă în Chișinău legat de acest centru de monitorizare a traficului. Eu vă asigur că oricine dintre dumneavoastră, dacă ridicați înregistrările lor, veți avea o sumedenie de pretinse încălcări a regulilor de circulație. O bandă încălcată cu vreo câțiva centimetri, o altă bandă depășită, 2-3 km depășiți în ca și viteză în trafic. Deci cam astea au fost 3 încălcări pe care i le-au mai pus în cârcă lui Roman. Nu 8, ci 3. Deci, dar asta nu erau amenzi, așa cum scrie presa din Republica Moldova. Asta erau eventuale încălcări fixate de camerele de luat vederi pe care le-a ordonat Cernăuțeanu să le ridice pe toate pentru a-l documenta. Și noi avem bănuieli rezonabile că nu numai traficul rutier, nu numai mersul lui Roman Mocanu prin orașul Chișinău se verifică la ora actuală. Pentru că noi bănuim că a fost accesate și datele lui personale. Asta se va stabili, sper, în cadrul anchetei. Pentru a-l documenta, așa cum spun ei, pe toată viața lui. Asta, cu asta se ocupă actualii pro-europeni. Și eu, fără să exagerez, nu înțeleg de ce până acum deputatul Ilian Carp nu a făcut vreo cerere la procuratură pe traficul de influență pe care l-aș fi săvârșit eu. Pentru că s-a ajuns până acolo că publicația românească deschide.md scrie clar tentativă de trafic de influență asupra șefului IGP. Nici mai mult, nici mai puțin. Deci eu aș fi făcut tentativă de trafic de influență asupra șefului IGP. Asta spune presa din Republica Moldova. Bune, mei prieteni, integrarea europeană nu sunt lozincele pe care le pronunță ăștia la fiecare pas. Nu este așa zis un război hibrid împotriva căruia l-au adus ei pe Recean să lupte. Integrarea europeană sunt procedurile care trebuie să respectate. Și acest omuleț, acest Viorel Cernăuțeanu, care își creează prin această presă subordonată imagine de șef aproape fără arme, aproape foarte civil. Deci și-a făcut imagine prin studiourile de televiziune ale lor că, spre exemplu, a putut fi el amendat pentru o încălcare în trafic, pentru o încălcare a regulamentului rutier. Încercați dumneavoastră, ceilalți, nu știu, presă nu mai este care să-l întrebe, dar încercați să aflați care este soarta acelor doi polițiști care într-adevăr l-au oprit în trafic și i-au cerut socoteală pentru încălcarea regulamentului de circulație. Pentru că din informația pe care o am eu, oamenii cei nu mai lucrează în sistem. Deci nu numai șeful IGP-ului s-a apucat să facă ordine în traficul din Chișinău,
ci și Recean face ordine în traficul din Chișinău. În Chișinău este cunoscut cazul când șoferul unui Audi A8, pentru că avea geamurile fumurii, a fost blocat în trafic de poliție după ce a dat ordin Recean, iar polițiștii care nu i-au dezlipit foliile fumurii ale geamurilor au fost eliberați din servici. Deci oamenii ăștia tai și spânzără în orașul ăsta și n-au nicio frică că îi se poate întâmpla ceva, iar presa din Republica Moldova îi acoperă. Asta se întâmplă și pentru asta eu am venit să fac această conferință de presă. Așa cum v-am spus, eu o să fac cereri prealabile către trei mijloace de presă. Asta e ProTV, Unimedia și ProTV Unimedia și Ziar de Gardă. Poate din tot ce aici au publicat, poate o să fie și alte publicații, pentru că restul s-au asigurat cumva ca eu formal să nu-i pot acționa în judecat. De la ăștia pe care îi voi acționa în judecată, adică nu îi voi acționa în judecată, le voi trimite cereri prealabile. N-a fost în obișnuința mea să mă judec cu presa și nici acum nu aș vrea să mă judec cu cei care se numesc presă. Dar, așa, în altă ordine de idei fiind spus, nici nu e exclus că pot obține de la ei suma pe care eu datorez lui Plahotniuc. Că oamenii ăștia întotdeauna au ignorat orice luptă adevărată împotriva statului capturat altădată și cu atât mai mult acum când sunt acoperiți de o cauză nobilă pe care o consideră ei integrarea europeană. Deci eu cred că cam asta am vrut să vă spun. Mă mai uit în hârtiile mele dacă am să vă mai spun ceva. Eu vă rog să urmăriți emisiunile mele, inclusiv podcastul din această seară cu Daniela Bodrug, mâine emisiunea mea, unde o să vorbesc mai pendelete, cu lux de amănunte, despre tot ce vă spun în această conferință de presă. Pentru a accentua lucrurile, vă repet încă o dată. Mâine dimineață, fiul meu, Roman Mocanu, va depune o cerere penală împotriva numitului Viorel Cernăuțeanu, care a acționat abuziv. Deci, ca și cetățean, putea să sune, dacă i s-a părut că este o încălcare, să sune la 112. N-a fost înregistrat de la el niciun sunet la serviciul 112. Întrebarea în cadrul anchetei trebuie pusă pe cine a sunat el și dacă există protocoale în Ministerul de Interne prin care șeful IGP-ului poate da asemenea ordine. Este foarte important să aflăm cu toții, în cadrul acestei anchete, când alte anchete jurnalistice nu putem afla lucrul ăsta, ce înseamnă pentru poliția din Republica Moldova codul 33, deci vă spun eu din ceea ce am putut să aflu, codul 33 se aplică și este foarte stresant, în primul rând, pentru polițiști, pentru că atunci când lor li se spune că trebuie să acționezi conform codului 33, pe care îl pronunță șeful IGP, sau am înțeles că și Recean chiar, deci asta înseamnă imediat abuz. Ei trebuie să raporteze șefului IGP cum a acționat într-un caz sau în altul. Vreau să vă spun că polițiștii care l-au reținut pe Roman erau foarte stresați, pentru că oamenii ăștia, în mod obișnuit, acționează conform unor protocoale. Aici ei își dădeau seama că acționează împotriva oricărui protocol. Își dădeau seama că acționează cu abuz de putere. Asta se întâmpla la moment atunci. Iar eu, așa cum v-am spus, mâine o să le trimit pe o cerere prealabilă. Cel puțin trei publicații. ProTV, care și-a modificat știrea laș și foarte profesionist și-a modificat știrea la câteva minute, la jumătate de oră, la o oră, după ce au publicat imediat ceea ce v-am citit, au modificat-o și ea nu mai este, au șters-o de pe site-ul lor. Și alții au procedat la fel. Aici o să închei, nu înainte să mai spun ceva. Eu, ca și cetățean, am voie să vă spun lucrul ăsta și sper că nu o să fie luat drept o speculație, pentru că am motive să vă spun lucrul ăsta. Există foarte multe motive pentru care putem bănui că baza de date a Centrului pentru Monitorizarea Traficului Rutier în Chișinău este utilizată pentru foarte multe trucuri ale poliției care ajung până la
cei din politică. Deci există bănuieli rezonabile că cetățenii sunt șantajați cu fotografiile pe care le are acest centru, le vine informație despre vreo încălcare sau alta în trafic în funcție de cât de cuminți sunt. Eu am mărturii de la oameni activi în spațiu public care îmi spun că în momentul în care sunt mai activi și în momentul în care atac cumva această guvernare, încep să le vină înștiințări despre încălcările în trafic. Ca să înțelegeți, sunt sute de mii de așa zise încălcări în trafic fixate pe camerele de luat vedere. Așa cum fiul meu n-a primit nicio înștiințare despre cele 8 încălcări, presupuse încălcări, pe care ar fi putut să le conteste, despre care presa spune că erau deja amenzi, așa cetățenii primesc sau nu primesc aceste înștiințări în funcție de cât de cuminți sunt. Nu mai zic colaborarea lor cu firmele de taxi, aici e o temă aparte, cu alte categorii de activiști. Bănuiesc că probabil că și ăsta, Autobloc sau cine mai sunt acolo în modul în care au reacționat și ei. Cum era posibil ca în trei ore să apară câteva zeci de publicații cu același conținut în presa de la Chișinău? Despre un caz banal până la urmă. Mă refer la faptul că Roman a parcat mașina lui în locul celă. Banal nu este abuzul de putere pe care l-a săvârșit Cernăuțean. Atât pentru această conferință de presă. Eu mă bucur că am reușit în 20 de minute să vă spun lucrul ăsta și o să vă aștept să urmăriți emisiunile noastre, podcastul cu Daniela Bodrug de seară și emisiunea mea de miercuri, unde o să am posibilitate să vă spun mai multe lucruri. Atât. Îmi permiteți? Da, spune, Boris. Deci, dumneavoastră spuneți că urmează să fie depusă o plângere pentru a fi desfășurată anchetă privind abuzul lui Cernăuțean. Întrebarea e dacă urmează să aflați răspunsul de ce pentru o posibilă contravenție era nevoie de un echipaj de poliție cu 3 mașini, cu polițiști, cu voie să poată armă cu sieri. Exact. Deci polițiștii erau înarmați, erau 3 echipaje de poliție, deci el practic a fost sechestrat, el n-a putut să-și continue munca lui la birou în continuare, a fost dus și a fost ținut 3 ore până ei au monitorizat. Deci toate lucrurile astea au fost făcute pentru că a fost aplicat codul 33 dat de către șeful ICP-ului, iar poliția a acționat peste toate capacitățile lor. Deci lucrul ăsta se întâmplă ori de câte ori ei acționează prin abuz de putere. Eu alte explicații nu am pentru asta. Dar pentru ce presa de la Chișinău s-a implicat să spună atâtea lucruri care să-i creeze imaginea lui Cernăuțeanu, asta trebuie să recunosc că mă depășește un pic mă depășește. Înțeleg că ei lucrează pentru actuala guvernare. Eu o să mă strădui ca informația despre comportamentul presei în special să ajungă până la finanțatorii lor, până la, nu pot să nu sper că poate ceea ce vă spun eu acum apare în vreun raport despre independența presei în Republica Moldova, despre libertatea presei în Republica Moldova. Atât, deci asta e tot ce am avut de spus la această conferință. Și sper că acest caz va avea urmări, inclusiv penale. O zi bună în continuare!